Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Natura ta pasională, dacă te-ai născut la 6 august, este atenuată de politețea și diplomația cifrei 6 din ziua de naștere. Modul tău prietenos de comunicare și natura ta deschisă câștigă respect și popularitate oriunde ar apărea. Întâlnești majoritatea sarcinilor vieții cu entuziasmul tipic al leului, Ești mai puțin agresivă și pretențioasă la inimă decât mulți alții, cu toate acestea, știi valoarea ta, ești extrem de ambițioasă și te străduiești să-ți realizezi potențialul enorm, tu ai o adevărată pasiune pentru experimentare, într-un mod de neînțeles, te afli în centrul evenimentelor cu o natură foarte unică sau extraordinară, probabil în cele care apar odată în viață, dintre care unele par destul de incredibile sau au o origine inexplicabilă sau divină. Poți efectua aceste experimente sau pur și simplu te poți afla în astfel de situații, poți participa direct la acestea sau poți fi martor indirect, în orice caz, contactul mental sau fizic cu necunoscutul. Descoperirea personală a ceva uitată de mult sau chiar completă nou și necunoscută te atrage ca un magnet. Semnul tău zodiacal aparține constelației Leu. Semnul zodiacal Leu este direct legat de semnele elementului foc, care se disting prin următoarele calități: integritate, protectivitate, bunătate, demnitate, generozitate. Fiind în mod constant sub influența soarelui, ai abilități de conducere, poți fi un lider bun. Dotată cu inteligență remarcabilă, Poți ocupa poziții de conducere în cele mai înalte șaloane ale puterii. Dacă vorbesc despre calități morale, te caracterizezi prin bunătate, noblețe și onoare. Datorită naturii tale impulsive, ai tendința de a lua decizii grăbite, nu întotdeauna informate. Numai munca de zi cu zi pe tine însăți, va permite să ți direcționeze energia ta irepresibilă în direcție cea bună. Tu te consideri în mod rezonabil ca făcând parte din elita socială, ești nobilă și puternică, autoritară și egoistă, încrederea în sine și capacitatea de a fi apreciată în societate sunt excelente, dar este util să înveți să te controlezi pentru a nu coplești pe alții. Cu toate acestea, generozitatea ta naturală te ajută, de obicei, la armonizarea relațiilor. Din exterior, Pari a fi o persoană căreia totul este dat fără efort, fără probleme și aproape de fiecare dată. Cu toate acestea, secretul tău constă într-o capacitate de muncă echitabilă, care te ajută la atingerea înălțimilor sociale și în carieră. Guvernatorul tău astral este soarele, de la acesta tu primești strălucirea personală și integritatea. Soarele este favorabil numărului copleșitor de profesii masculine și a celor feminine care sunt asociate cu manifestarea propriului eu. Planeta ta în exil este Uranus. Lui Uranus îi poți mulțumi pentru lipsa de libertate în gândire, precum și pentru dependența de impresia celorlalți despre tine. Tu iubești atenția, te străduiești pentru recunoaștere și faimă. Scopul și modul sunt diferite motiv pentru care te poți realiza în familie sau poți conduce o viață socială activă, dar faci în mod tradițional o carieră. Calitățile cu care ești înzestrată îți permit să stai pe picioarele tale. Ai o mulțime de caracteristici pozitive. Punctele tale forte sunt originalitatea, mintea curioasă, emoționalitatea. Ești cinstită, nu eziți să să-ți exprimi sentimentele. Există și deficiențe precum schimbări frecvente ale dispoziției, tendința spre depresie și comportament antisocial. Nu ești atrasă de viața de zi cu zi, totul de pe pământ este plictisitor. În cazul în care ești prea legată de locul tău de muncă sau de situații familiare mai degrabă mediocre, există pericolul scăpării tale în lumea fanteziei, de la care vei obține o mare plăcere. În plus, după anii de profunde dezamăgire, Spunând la revedere stabilității, ai putea merge în cele din urmă în căutarea unor noi orizonturi. Adesea, după astfel de schimbări drastice, realizezi că nu ai fost creată niciodată pentru o viață stabilă. Ești chiar într-o anumită măsură distrată de faptul că nu ai făcut această descoperire înainte. Atunci când reușești acest lucru, se datorează faptului că ești creativă, sau ocupația ta este directă legată de evenimentele unice și extraordinare. Ai abilitatea ingenioasă de a găsi ce este neobișnuit chiar și în cel mai obișnuit eveniment, surprinzând pe alții cu înțelegerea ta, deoarece este foarte important să depășești limitele experienței pământești, sau cel puțin să te împrăștii, poți demonstra o abordare destul de interesantă a vieții. Cu toate acestea, Alegerile stilului tău de viață nu se potrivește în celui asociat cu tine prin căsătorie. Te adaptezi instantaneu la schimbările care sunt prea rapide pentru colegii, familia sau prietenii tăi constanți. Ai o mare nevoie de iubire și de exprimare deschisă a sentimentelor, dar, în același timp, Poți avea dezamăgiri profunde în căutarea partenerului perfect sau a conexiunii perfecte. Ești un prieten și un părinte loial, dar în felul tău, deși îți poți îndeplini sarcinile foarte serios, adesea nu reușești să le îndeplinești, te distingi față de alții nativi din leu prin astfel de trăsături speciale, ești excepțională, strălucitoare, caldă și deschisă, natura ta contradictorie puternică și mândră, este în concordanță cu sentimentalismul, nevoia de iubire și admirație. Tu la nivelul fizic nu ai nevoie doar de atenție, ci de dragoste pe margini, renunțare, sacrificiu și dorința unui partener de a se dizolva în interesele tale, cum afectează data de 6 august ta. aici merită să vorbesc despre o îmbunătățire cu privire la abilitatea de a înțelege fiecare persoană, capacitatea de a verifica afecțiunea, dar și o bună dispoziție. Încerci să fii mai puțin exigentă față de tine și față de oameni și înveți să-ți arăți propriile sentimente într-un mod mai familiar pentru mulți. Caracterul tău este determinat de faptul că ai tendința să fii mereu în centrul atenției publice, într-un eveniment extraordinar, neobișnuit pentru colorarea societății, sau care apare o singură dată în viață. Astfel de situații vor părea divine pentru tine? Vei lua parte personal la ele sau vei fi doar martor ocular. Tu reușești să-ți pe dragostea pentru lucruri unice în viața de zi cu zi deoarece ești o persoană creativă. Poți avea un fel de geniu, un dar pentru a găsi ceva neobișnuit în viața de zi cu zi, ceva uimitor în mediul tău. Deoarece pentru tine este important să învingi experiența pământească, Ești capabilă să ai o abordare destul de interesantă și neobișnuită a vieții tale, deși o astfel de manifestare nu este întotdeauna la îndemâna celor apropiați și dragi, cu excepție celor care împărtășesc interesul și predilecția ta, în atingerea obiectivelor tale, o combinație de determinare și logică te poate ajuta, una fără cealaltă nu funcționează sau funcționează neproductiv, recunoaște faptul că, mai devreme sau mai târziu, te vei confrunta cu necesitatea unui compromis, tu simți întotdeauna o mare nevoie, nevoia de iubire, și adesea o mare dezamăgire când îți cauți a doua jumătate ideală. Ești un devotat însoțitor în viață și un bun părinte, dar toate acestea în felul tău specific, dragoste și compatibilitate. Nu-ți place să fii singură, și fără o relație apropiată, iubitoare? Te poți simți goală. Ești extrem de romantică și aștepți foarte multă de la o uniune familială și, prin urmare, poți fi profund de dezamăgite dacă viața se dovedește a fi inconsistentă cu principiile tale idealiste despre asta. Cea mai bună relație cu tine este formată cu semne controlate de elementul foc, leu, berbec și săgetător. Cea mai fiabilă este combinația cu gemenii care sunt luminoși puternici și independenți, iar uniunea cu ei se bazează pe fundație cea mai solidă, interesele reciproce și capacitatea de a vă simți reciproc. De asemenea, perspective bune pot fi în relațiile cu balanța. Esteți sofisticați din balanță și tu ca un lider luminos în leu puteți crea deseori alianțe foarte benefice pentru ambele părți, o alianță puțin probabil să reziste este cu opusul absolut al tău, vărsătorul. Alianța cu vărsătorul este posibilă numai cu condiția ca acesta să se conformeze rolului sclavului, ceea ce un vărsător nu poate nici măcar imagina, dar să accepte, o alianță nu prea bună te așteaptă cu scorpionul și una nefericită cu taurul, ambele sunt semne fixe, unde perseverența și respingerea de ți recunoaște domnia te vor îndepărta ușor. Totul este însă posibil neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră, ai o altă capabilitate să planifici, ești de asemenea curioasă și sociabilă, spiritul exploratorului vorbește în tine, intelectuală prin natura ta, admiri inovația, ești deschisă, simplă, binevoitoare. Nu trebuie să ți se ceară ajutorul de două ori tu ești întotdeauna aproape atunci când ești mai necesară. Iubești să înveți, să câștigi o experiență nouă. Aceste lucruri te face un angajat indispensabil, promițător, oferind mereu idei relevante. Ești un bun experimentator, te străduiești să inovezi peste tot. Aceste lucruri este adesea apreciate la locul de muncă. Ca șef ești deschisă la tot ce este nou. Poți fi angajat în creativitate. Pentru tine nu este străină munca de cercetare. Subiectul cercetării este poate cel mai neobișnuit. Acesta poate fi un eveniment sau un fenomen, cel mai rar și, prin urmare, foarte interesant. Sănătate și boli. Datorită naturii tale extravagante poți conduce familia ta la disperare atunci când vine vorba de activitățile zilnice de zi cu zi pentru a menține sănătatea. Cu toate acestea, în mod paradoxal. Beneficiezi și adesea aduci un omagiu meselor gustoase și regulate, masajului senzual, sexului bun și exercițiilor ocazionale, cum ar fi mersul pe jos, alergarea sau notul. Fiind înzestrată cu un corp fizic robust și abilitatea de a evita extrem de rar accidentele, date fiind o dorință ta pentru experimente transcendentale și potențial periculoase. Poți ocazional să-ți perturbi rutina zilnică și să te angajezi în diferite tipuri de aventuri sălbatice. În mod surprinzător, cele mai riscante aventuri îți prelungesc viața. Ești predispusă la un risc extrem de accidentare. Destinul și norocul, Universul te-a înzestrat cu o varietate de talente. Ești ambițioasă, curajoasă, rezistentă. Ai o personalitate foarte luminoasă te poți afirma în literatură, teatru, sport, ai o natură amoroasă, ai nevoie de respect, rară ori găsești înțelegere de la oamenii din jurul tău și, prin urmare, adesea te retragi din tine însă îți trebuie să cultivi în tine abilitatea nu numai de a asculta, ci și de a auzi, de a fi mai atentă și mai prietenoasă față de oameni. Sfaturi pentru tine, pentru a obține dragoste și afecțiune, Va trebui să renunți la dorința insațiabilă de noi experimente. Dezvoltă capacitatea de a privi lucrurile din punctul de vedere al altor persoane. Ce cadouri ți se potrivesc? Pentru tine, abordarea este mai importantă decât orice. Darul trebuie prezentat, nu este predat, dat, înmânat și așa mai departe. Pentru ziua ta de naștere, tu ca o leoaică, regina fiarelor, Îți place să accepti daruri? De preferință într-o atmosferă de solemnitate și teatralitate. Procesul ar trebui aranjat cât mai pompos posibil, florile într-un coș, oaspeții într-un semicerc, tu în centru, de preferință într-un fotoliu, cum ar fi un tron, pe care apoi îl poți părăsi ca respect pentru valoarea cadoului. Felicitarea este de dorit a fi ideal de mare, să aibă obligatoriu flori și litere aurite să conțină mai întâi laude și aprecieri la adresa ta, și abia după aceea urarea în sine. Darul în sine ar trebui să fie înfășurat în hârtie de aur, cu o butonieră imensă în loc de un ax sau scoci. Nu poți face economii la cadouri pentru tine. Cadoul trebuie ales într-un stil elegant și scump, evitând falsurile. Numai exclusiv și real. Pentru tine se potrivesc lucrurile pe care să te odihnești, doar tu nu te-ai născut să țin doi spatele. Cel care îți pregătește un cadou ar trebui să-și amintească că nu-ți plac tonurile plictisitoare, dar preferi cele luminoase, vesele. Vei accepta cu plăcere operele de artă pe care te consideri a fi cunoscătoare. Nicio bucurie nu se va vedea pe fața ta, primind, deși scumpă, o copie după un Rembrandt. Este mai bine o pictură a unei artiste de stradă necunoscută? dar unic. Dacă acest cadou este pentru o sărbătoare comună, de exemplu, anul nou, atunci ar trebui să ți se dea un cadou cât mai solemn posibil. Tu nu te plictisești niciodată de decorațiuni, dar nici de niște bijuterii, evident că din aur. Stilul tău este al lui al 16-lea. Luminozitate, pompă, aur, cel puțin aurit. Nu trebuie uitat în colț, dar într-un loc proeminent pentru a grava monograma ta. Tu ești foarte mândră de numele tău, așa că, dacă dăruitorul găsește hârtie de aur, pentru a imprima câmpul în care este numele tău, sau numele tău va fi tipărită de mai multe ori cu aur, atunci este imposibil să vezi un balsam mai bun pentru sufletul tău. Să ți se dea orice mizerie pe care este scris numele tău, o vei arde, iar darul își va găsi refugiul în cel mai proeminent foc. Florile de ziua ta sunt foarte potrivite. Orhidee, trăndafiri vor încânta. Vorbind de despre bijuterii de aur, de preferință, trebuie comandate individual la un bijutier, ar trebui gravate cu inițialele tale. Telefoane, tablete, numai cele mai recente modele și mărci de prestigiu. Parfum, cosmetice, de la producători de renume. Același lucru este valabil și pentru haine și accesorii. Aceste elemente ar trebui să fie la modă, extravagante, culoarea ar trebui să fie portocalie, roșie sau galbenă. Nu trebuie să uite care va de tratamentul pentru tine. Pentru masa festivă, îți va fi util un cadou ca o cutie elegantă de ciocolată, o sticlă de șampanie de marcă sau chiar un pachet de super delicatese de peste măr și țări un cadou preambalat din supermarket, îl vei considera un comportament inadecvat, ba chiar un cadou jositor, ca pisică grațioasă, adori confortul și, prin urmare poți accepta o pătură de lux, o pernă elegantă, o pernă cu paiete sau o vază de flori strălucitoare nu te va mulțumi cu caracterul său practic, ci cu aspectul original, dacă cineva nu este decis sau nu are nicio idee despre ce să ți da cadou, atunci problema poate fi rezolvată prin plasarea banilor într-un plic frumos colorat, vei decide pentru tine însă ce să cumperi ca dar și apoi să-i spui despre asta. Nu vei uita niciodată valoarea darului și vei căuta să-l onorezi pe donator în egală măsură de ziua lui. Acest este un portret general pentru tine te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.